Tradiții, obiceiuri și o întreagă istorie despre Ie vor fi dezvăluite pe 22 iunie la festivalul Bucură-te Românie, organizat la Muzeul Regiunii Porților de Fier. Evenimentul va oferi multe surprize muzicale caracteristice folclorului românesc. Festivalul Bucură-te Românie se află anul acesta la cea de-a 5-a ediție. Evenimentul este găzduit de către Muzeul Regiunii Porților de Fier în colaborare cu Consiliul Județean Mehedinți și Centrul Cultural Nichita Stănescu, făcând posibilă celebrarea Iei, bluza tradițională, simbol internațional al culturii române, precum și o piesă emblematică a costumului popular național românesc. Anul acesta, evenimentul o are ca invitat special pe Emilia Dorobanțu. M-am bucurat tare mult că, iată, se promovează folclorul, tradițiile și tot ceea ce avem noi românii mai frumoși, pentru că pe 22 iunie, începând cu orele 16:30, celebrăm Ia Românească, care este simbolul nostru național și face parte din ADN-ul nostru al românilor. Așadar, vă așteptăm cu mic cu mare la un spectacol de excepție în care vom sărbători Ia noastră românească și, bineînțeles, cântecele noastre românești. Îndrăgita interpretă de muzică populară nu a lipsit în niciun an de la eveniment, fiind mândră că poate promova și duce mai departe tradițiile românești. Așteptăm la festivalul Bucură-te Românie! Ne apropiem cu pași repezi către a 5-a ediție a festivalului Bucură-te Românie, ediție început în anul 2018. Va fi un spectacol de excepție, ca de fiecare dată cum am făcut cu ocazia acestei sărbători. Ia Românească este un simbol al identității și creativității spațiului românesc, o adevărată matrice culturală care dăinuie din timpuri străvechi. Tocmai de aceea, festivalul Bucură-te Românie își propune să o aducă în fața publicului larg. Evenimentul va oferi numeroase surprize, interpreți de excepție, ansamblul profesionist Danubius, precum și mulți alți invitați de seamă.